Dumneavoastră arătați ca un cetățean, un polițian singur, în jur toți sunt cumva așa foarte... Așa. Deci cu Igor Dodon probabil nu veți avea discuții, eventual dacă ajungeți în Parlament. Foarte straniu cu cine ați face o coaliție. Din ce ați spus ieri și în alte emisiuni TV, doar PAS-ul se încadrează în cumva așa, în potențial parteneri. Bun, unde vreți la să ajungeți? Stați puțin. Fix așa m-a întrebat și în Bălți. Iată, în Bălți e ok. Acolo am avut și avem majoritate în Consiliul Municipal. Eu înțeleg perfect că să avem nevoie de o coaliție după alegerile parlamentare. Și eu deodată spun criteriile. Deși i-am împăcat eu în 2014 pe Ghimpu, Voronin, Filat și Plahotniuc. Și băi, descotem nebunul ăsta când au văzut că am trecut peste 20%, ei s-au traumat la cap. Că, băi, trebuie să scoatem variante nos. Atunci eu chiar aveam grijă, știți? Și tot timpul am avut grijă. Că mulți îmi spuneau, Renat, am scos oamenii. Mama chiar m-a sunat, zice, Doamne ferește, Renat, moare vreun student, se întâmplă ceva. Tu azi mai vrei în viață să ai vreo funcție, nu contează, mică, mare, dacă... Zic, nu, mamă, Doamne ferește, prin sânge, adică am închis, mânicătând cât țara insista în 2004 și hai în stradă, hai să-i dăm jos. Adică era... Acum, pașnic, dar cu multă lume, nu scapă Dodon. El până acum, dacă avea șansa să ajungă, să-i fac frigărui lui Ianucovici în Rostov, pe Dodon acum nici asta nu are. Ei trebuie să fie arestați. Eu să merg cu poporul să-i arestez. Eu de-am văzut cum arestează Andrei Năstase, am văzut cum îi arestează Dodon, când le dă medalii prin președinție la judecătorii care s-au bătut joc și au distrus viața omenești. Nu mai vorbesc de procurori, de acest CNA, de acest SIS și așa mai departe. Gata, nu pot cu dânșa. Puterea e aparține poporului. Cu toate neajunsurile mele, care le are orice om, dar eu în viață n-am fost dependent de cineva și nu îți depind niciodată. Eu pot să mă pun în genunchi la cetățeni, dacă Doamne ferește voi greși în viață, dar sigur că noi facem viață ceva ca să ajung la situația. Sună